În continuare, majoritatea programului din această clipă va fi mai mult pentru copii. Rugăm pe copii ca să se pregătească. Tinerii din Hâncești vor intona un instrumental, apoi se pregătește Ligia cu o cântare, Abigaila cu Tina, după ei. Și vreau acum încă o dată să vă aduc aminte despre acea frumoasă armonie pe care Mireasa lui Hristos o va intona. În muzica pe care noi o cunoaștem pe acest pământ, instrumentul care cel mai, putem să spunem, mai ușor ne face să înțelegem tonurile muzicale este pianul. Vreau să vă întreb dacă ține cineva minte, cândva cu ani în urmă noi am studiat o lecție despre caracterele fiilor lui Israel. Ține cineva minte câte caractere, câte tipuri de caractere existau și care noi le-am studiat atunci? Câte feluri de caractere există? Cineva a spus câte? 12, da? Deci, noi am studiat că există 12 feluri de caractere care sunt, să spunem, după caracteristica celor 12 fii al lui Iacov. Însă, cum credeți, în muzică, câte tonuri există? În gamă, de exemplu, există 7 tonuri, da? Fratele ne spune 7 tonuri, 7 clape albe care se încep, de exemplu, de la nota do până la si. Însă mai avem și câte tonuri pe clapele negre? 5. 7 plus 5, câte fac împreună? 12. Deci uitați-vă, sunt 12 caractere și sunt 12 tonuri. Interesant. Știați că fiecare dintre noi facem parte de un tip de caracter și fiecare dintre noi reprezentăm una din notele muzicale în armonia cerului. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Am spus că tot grupul celor mântuiți cântau în armonie. Pentru că fiecare dintre ei reprezenta o notă. Însă, cum este posibil ca lucrul acesta să se întâmple? Este posibil ca muzica să sune în armonie fără, putem să spunem, nicio cunoaștere muzică, fără nicio stăruință, pur și simplu la voia întâmplării, sună muzica frumos sau nu? Însă, muzica noastră spirituală, armonia noastră creștină, poate să sune fără ca cineva să dirigeze lucrurile acestea? Undeva în pana inspirată, în cartea foarte bine cunoscută, cartea Calea către Hristos spune așa: păcătosul nu poate fi fericit în prezența lui Dumnezeu și de aceea va ocoli, se va retrage din companie ființelor sfinte. El ar constitui ce? O notă discordantă. Dar ca să fie armonie, ce fel de note trebuie să fim? Note acordate, da? Note în armonie. Noi toți trebuie să cântăm în armonie. Și când am stat și m-am gândit, în realitate, cum se petrece armonia? Aș invita-o pe profesoara grupului nostru, pe Aliona, să vină puțin la pian ca să vă demonstrăm un lucru. Deci uitați-vă. Da, poți să vii. Biblia cel mai mult ne învață pe noi despre părtășie dintre mine și cine? Da, deci dintre noi și Dumnezeu și încă dragostea față de Dumnezeu și următoare care este? Față de cine? Aproapele. Uitați-vă, dacă eu în gama muzicală, da? În portativul care l-ați prezentat mai înainte, reprezint, de exemplu, nota do, da? Cine este aproapele meu? Re sau si, da? Acum te rugăm să ne cânți secunda, da? De exemplu, do cu re împreună.
Sună în armonie sau în dezacord? Recunoașteți. Este dezacord. Deci uitați-vă, în realitate cea mai mare problemă a noastră este cu aproapele. Da? Deci când vrem să intrăm în armonie cu cel mai aproape de noi, în realitate cum este lucrul acesta? Este dezacord. De exemplu, dacă am cântat cu peste unul, peste vecin, da? Deci cât e peste unul, este acord, este armonie. Însă problema cea mai mare, cu cine nu ne putem împăca noi? Cu cei de departe sau cu cine? Cu aproapele, da? Dar știți cum se rezolvă asta? Nu înseamnă că noi trebuie să ne despărțim de aproapele, pentru că vrem, noi nu vrem, noi suntem alături pentru totdeauna. Doi este alături cu rei și nimeni nu-l va separa. Doi este alături cu si în partea stângă și nimeni nu-l va separa. Acum, dacă noi am cânta secunda împreună, de exemplu, cu si bemol, cum ar suna? Deja este un acord armonios. Începe să sune armonie, da? Sau secunda cu altceva care știi tu mai bine. Deci uitați-vă, nu s-a despărțit do de re, pur și simplu s-a mai adăugat cineva. Da? Cine este acest cineva? Acesta trebuie să fie Domnul Iisus. Cine trebuie să fie cel care ne armonizează pe noi? Da. Însă, deseori la noi nu se primește lucrul acesta pentru că noi încercăm noi singuri să conducem această muzică spirituală și nu lăsăm pe Domnul Hristos, Cel care este autorul muzicii și autorul la tot ce există în univers, toate felurile de daruri. El trebuie să fie Cel care ne conduce. Și atunci, armonia dintre aproapele, dintre frați, dintre vecini, ea se poate rezolva. Pentru că Domnul Hristos poate să armonizeze lucrurile. Și cum am amintit, mulțumim, Aleona, cum am amintit în aceste clipe, vom da loc și copilașilor care vor să laude și ei pe Dumnezeu înainte de masă, înainte ca să mergem la masă și apoi vom mai continua după masă cu restul programului muzicii. Invităm acum copiii din Hâncești ca să laude pe Domnul cu un instrumental. Thank you.
Mulțumim, Domnul să fie laudat. Și acum o invităm pe Ligia ca să laude pe Domnul. Apoi se pregătesc copiii mai mulți cu cântarea Căutați împărăția Domnului. Светом создания Всевышнего, воля и разум Творца. Это не есть выражение Божьей любви. Горы, равнины и дали лесистые, скалы, овраги и травы душистые. Утро румянец и ночи мерцание, Бога создание, Бога дыхание. Звезд, дивные алмазы на черный бархат неба ты. Поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой. Что это враг силы темной искушение, вечно скрывает свой лик? Слава Отец, что не ею дано нам спастись. Солнце взойдет, тучи черные скроются, земли водой, дождевою омоются. Птицы небесные песню тебе поют, имя твое облекает в гармонию. Звезд, дивные алмазы на черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой. Что это жизнь, темное искушение, радость и мука души? Где ты найдешь совокупность по разных в одном? Пусть и страданий счастье строится, лишь после смерти награда откроется. Чаша скорбей производит терпение, вся наша жизнь на земле лишь мгновение. Звезд, дивные алмазы на черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой. Аминь. Domnul să fie laudat prin această cântare. Acum invităm toți copiii care au pregătit cântarea Căutați împărăția Domnului. Să iasă toți pe scenă care o știu să cânte această cântare. Hai, vă rugăm repejor. Între timp, Beatrice, tu ai vrut să ne spui o poezie. Ești gata? Hai, vine și ne spune până ce se pregătesc toți copiii. Ceilalți copii, vă rugăm să vă pregătiți să ieșiți toți în rând.
Învață de la toate. Să ai statornic drum. Învață de la flăcări, că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră, să taci și să veghezi. Învață de la stâcă, cum neclintit să crezi. Învață de la soare, cum trebuie să apui. Învață de la piatră, cât trebuie să spui. Învață de la vântul, ce adie prin poteci. Cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate, că toate sunt surori. Cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la ferme, că nimeni nu uitat. Învață de la nu fără să fii mereu curat. Învață de la flăcări, ce avem de ars în noi. Învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare, ca vreme să-ți cunoști. Învață de la stele, când cer sunt multe oști. Învață de la greier, când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi, când umeriți un grei. Și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor. Învață de la toate că totu-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea care treci. Să înveți din tot ce pieri cum să trăiești pe veci. Amin. Amin, mulțumim. Acum invităm toți copiii ca să intoneze spre slauda Domnului cântarea Căutați Împărăția Domnului. Божия и правды его.
Mulțumim, Domnul, să fie lăudat. Mai ascultăm un număr muzical, după care vom pleca la masă. Invităm pe sora Evelina ca să laude pe Domnul. De asemenea, după masă vom avea iarăși ocazia să mai ascultăm și copiii și alte numere muzicale. Acum invităm pe sora Evelina ca să laude pe Domnul. Я знаю, ты не лед и не огонь, ты еле теплый и грехом больной. Не хочешь бросить ты греховный груз, тебя извергну я из своих уст. Зачем ты отвергаешь, милость?
до сердца достучаться я хочу. Услышь меня, и отвори скорей, я терпеливо жду у тех дверей. Зачем ты отвергаешь милость? Зачем ты отвергаешь благодать? Зачем твое сердце охладилось? Не холоден ты, друг мой, не горяч. Будь ревностен ты, не жди, что станут легкими пути. Они ведут погибель вниз, путь к небу. Cheers.